Măsurile de prevenție împotriva COVID-19 continuă la Spitalul Județean de Urgență Sfântul Apostol Andrei Constanța. Acțiuni de dezinfecție au loc în permanență în toate secțiile. Persoanele care se internează pot fi însoțite de un singur aparținător până la biroul de internări, de unde personalul SCJU va prelua pacientul. Pacienții se vor schimba la garderobă, apoi vor fi conduși în secție. La internare, pacienții vor completa un chestionar pentru evaluarea riscului cu îmbolnăvire cu COVID-19. Ca și până acum, aparținătorii pot afla informații despre pacienți de la biroul de informații, unde trebuie să respecte regulile de prevenție și să păstreze distanța de minim un metru față de persoanele din jur. În cazul pacienților care au nevoie de obiecte personale, exclus alimente, acestea le pot fi trimise de către familie prin personalul spitalului, numai între orele 11-12 sau 16-17. Punctul de întâlnire este la intrarea în spital dinspre Bulevardul Tomis, la ușa rotativă.